Salutare tuturor, aici este BoboSpider și bine ați revenit la un nou video. Așa că v-am promis în videoul de ieri cu Sea of Thieves, dacă cerința era mare, voi face un video tutorial despre cum să vă activați Xbox Game Pass-ul în România. Din păcate, acest serviciu este disponibil, dar nu pe căi directe la noi. Așa cum și înainte pentru Netflix aveai nevoie de VPN sau alte nebunii, acum aici nu ai nevoie de VPN sau alte chestii genul ăsta, doar pur și simplu trebuie să modificați niște date în contul vostru încât să pară că nu sunteți din România, pentru că na, din păcate am sperat ca anul ăsta la E3 să anunțe faptul că Game Pass o să fie disponibil în mai multe țări, inclusiv România. Din păcate ne-am luat țeapă, aia e, așa că și noi trebuie să dăm țeapă oamenilor de la Xbox în felul acesta. Bine, nu este o țeapă, pentru că până la urmă tot plătești pentru serviciu și tot... îți faci treaba, dacă să zicem așa, într-un mod cât mai ok, adică nu e ca și cum îi furi pe oameni sau ceva genul ăsta, deci nu trebuie să vă faceți griji pe treaba asta. În primul și primul rând, să vă explic ce este un Game Pass. Game Pass-ul este un fel de abonament precum Netflix-ul, ce vă dă acces la o multitudine de jocuri, atât noi cât și vechi, dar mai important de atâta, vă dă acces la unele jocuri ce sunt lansate instant ce apar, atunci vă dau acces la acele jocuri, ceea ce este un feature foarte, foarte tare și mulți competitori nu au reușit să promită aceleași lucruri. După cum vedeți, aveți o tonă de jocuri aici, plus 100 plus jocuri disponibile în acest Game Pass, pentru că aveți atât Xbox Live-ul, în caz de aveți un Xbox Series X sau un Xbox în general, aveți EA Membership-ul, deci toate jocurile automat de la EA vă sunt disponibile, puteți să vă jucați direct de pe PC sau telefon, vă faceți stream pe telefon și vă jucați cu controllerul în timp ce sunteți la baie sau ceva, și aveți diverse discounturi și diverse feature-uri în plus. Este, cum zic, un serviciu destul de fain. Ce de costă, adică după ce se ducă să 3 luni, dacă vrei să-ți iei iarăși, te va costa puțin, undeva la vreo $15 pe lună, dar crede-mă, merită, mai ales dacă nu vrei acum să stai să dai €60 pe fiecare joc nou apărut. Pentru că mare parte din jocurile noi vor sosi pe Game Pass odată sau mai târziu sau mai devreme. Acum depinde în funcție de ce deal-uri mare Microsoft cu acești publisheri. Ei bine, aici sunt și câteva planuri, dacă să ne uităm aici. Aveți planul doar pentru consolă, adică cum e un fel de PS Plus. Aveți planul de PC, unde vă dă acces la cele 100 de jocuri, aveți acces la jocurile noi, aveți acces la titlurile la Xbox Game Studio și discounturi. Eu vă recomand Ultimate-ul pentru că le combină pe cele două și desigur aici puteți să folosiți oferta cea mare și anume primiți 3 luni pentru $1 sau €1 sau o liră, depinde acum în funcție de țara pe care voi vă alegeți. Ca și notițe destul de importante, cred că este nevoie, acum asta este o bănuială, este nevoie să aveți licență de Windows, este nevoie să aveți Windows-ul activat încât ca lucrurile să meargă cum trebuie fără vreo problemă. Pe lângă asta trebuie să vă descărcați și aplicația de Xbox, eu personal vă recomand pe asta decât să luați direct de pe Microsoft Store, pentru că aici vă puteți manageria mai ușor lucrurile, puteți vă dați uninstall sau install de aici, plus că aveți acces la toată lista de jocuri de aici fără nicio problemă și de aici vă atenționează când se apropie data de plată, dacă să zicem așa, să știți să vă dezactivați sau să vă reactivați sau să vă pregătiți banii sau chestii genul ăsta. Vedeți, aveți aici buton de manage și după ce se apropie finalul celor 3 luni, sau puteți să faceți oricând asta, să vă dezactivați plata recurentă ca să nu vă trezi după aia că vă ia bani în plus. Asta dacă nu doriți să continuați cu acest abonament. Și desigur, când o să revină oferta, să știți că vă puteți reactiva tot la fel folosind $1, dar numai câte să urmăriți când revine această ofertă de $1. Bun, ce schimbări trebuie să faceți? E bine, evident, deodată ce o să aveți Windows, automat aveți și cont de Microsoft. Acesta poate fi acționat de aici și vedeți Microsoft, stai că din cauza că a fost video se mai duce placa de captură. Vedeți, aici este contul de Microsoft, nu am informații pe care nu le știe nimeni, așa că... sunt lucruri pe care oricum le știți, n-aveți nicio treabă. Trebuie să vă modificați de aici Profile Info, să vă puneți țara sau regiunea pe United States sau United Kingdom, pe care dintre cele două doriți voi. Dacă sunteți deja din altă țară care intră sub ordinea celor de la Microsoft, poate și Italia, cred că este sub umbrela lor, dacă să o luăm așa, atunci nu mai trebuie să vă faceți griji. Ce este de pus ca și idee în treaba asta când schimbați informațiile, nu o să dau aici pentru că nu vreau să dau leak la ceva, este să vă căutați o adresă din țara respectivă. Trebuie să vă asigurați că este din orașul și țara respectivă, încât să fie cât mai eligibil și cât mai credibil posibil. Nu trebuie să puneți acum toate detaliile, deci strada, codul poștal și orașul din care se presupune că este luată această adresă. După ce ați aranjat contul de Microsoft, trebuie să vă faceți și PC-ul să treacă pe regiunea în care v-ați făcut contul, pentru că nu ajunge doar să vă puneți contul. Așa că dați pe Start, căutați Region, uite așa, Region Settings, vă duceți pe Region Settings și de aici puteți schimba voi pe ce țară doriți voi. Eu văd cam o combinație de UK și US, atâta timp cât ești într-o țară în afara României, s-ar putea să n-ai nicio treabă pe figura asta, așa că nu trebuie să vă agitați aici. Ați schimbat și regiunea, probabil o să fie nevoie să dați un restart sau să dați un sign out și sign in, deci asta nu e nicio treabă și cam de acum sunteți gata de treabă. Acum vine partea cu plata. Aici va trebui să vă descurcați voi și anume fie să aveți un card Revolut, fie să aveți, PayPal. Eu vă recomand mai degrabă PayPal, este destul de simplu de setat și nu vă agitați prea mult cu chestii genul ăsta. Puteți încerca și cu cardul vostru, dar trebuie să vă asigurați că are plată în afară. Adică să puteți plăti și online în afara țării. Dacă reușiți cu cardul vostru, atunci nu mai e nicio treabă, gen să adăugați ca și tot la fel aici o să fie o opțiune de plată, cred că e la billing settings sau ceva genul ăsta. Oricum, când veți da join aici, o să vă ceară să plătiți, o să vă dea acolo opțiunea încât să nu aveți o problemă, sau din aplicație, la fel o să vă dea aici, când o să vă dea Game Pass, o să aveți un buton mare de join și o să vă întrebe cu ce vreți să plătiți. Sincer, e mai ușor de aici, când dați de pe aplicație, pe Game Pass, să dați acolo join, știi? E mult mai simplu decât să te chinui pe site și poți să alegi ce metodă de plată vrei tu. Dacă nu v-am spus, s-ar putea să fiu uitat, scuze, sunt și semi-obosit. Dacă nu v-am spus cum luați aplicația Xbox, mergeți pe Microsoft, Xbox. Era Xbox Companion App înainte, acum aveți doar Xbox. Ați luat aplicația asta și cred că sunteți Gucci to go, dacă e să o luăm așa. Deci e destul de simplu. Nu ai multe lucruri de făcut. Ți-ai luat aplicația, ți-ai aranjat să fie conturile, să fie același cont de Xbox legat cu contul de Microsoft. Uite, ca să vă arăt la ce mă refer. Adică ai contul de Microsoft, te duci pe Xbox Profile și ar trebui să-ți dea fix contul pe care tu îl ai deja înregistrat pe aplicația Xbox. Vedeți, este același cont. Și de aici ar trebui lucrurile să fie destul de simple. După ce ați dat opțiunea aia de join din aplicație, o să, cum am spus, vă puneți să alegeți metoda de plată, o să dați acel 1 euro și după ce dați acel 1 euro, imediat puteți merge direct la My Subscriptions. Stai așa că era pornit un video, de obicei când pornește un video se activează protecția de HDCP. Puteți da la Manage sau puteți vă duceți aici, tot la fel la setări și să vă dați de aici tot la fel manage, în așa fel încât să nu vă ia plata, știi, ca să fiți voi siguri de treaba asta, să nu vă trezi după aia cu surprize neplăcute, că mama mi-a luat banii și nu eram sigur de asta. Deci țineți cont de treaba asta, puteți să o dezactivați cu puțin timp înainte să vă expire cele 3 luni, oricum vă apar notificări aici lejer, deci n-ar trebui să fie destul de complicată treaba. Și cam atâta. Înainte lucrurile erau ceva mai grele, pentru că nici PayPal-ul nu mergea să plătești, nici cu cardul nu mergea, dar am înțeles că acum merge și cu cardul direct, indiferent dacă cardul e de România sau nu, merge și cu Revolut-ul, merge și cu ăsta, deci e destul de simplu. Dacă doriți după să vă mai luați Game Pass, fie lăsați să plătească automat, dar dacă aveți voi oferte de pe alte site-uri precum Meneba, Kinguin și chestii genul ăsta, puteți cumpăra de acolo coduri pe care le puteți activa tot la fel pe aplicația Xbox fără nicio problemă. Și de acolo puteți să vă manageriați lejer tot ce vă interesează. Uite, ca să vă arăt și puțin și cum funcționează aplicația asta Xbox, când o să o deschideți prima oară, o să vă dea acces la toate jocurile de Game Pass. Și uite, aici le vedeți pe toate sau le puteți căuta aici sus jocurile pe care vreți să le jucați. Dacă nu știți ce să jucați, aveți un ăsta de da cu zarul și vă dă el o sugestie acolo, te Among Us direct. Nu, ne dă Final Fantasy VIII Remastered, ăsta nu prea îmi place mie, mai dăm o dată, poate ne dă ceva mai, poate ne dă 15-le măcar, ăla e fain, și mai vechi. ceva fain, Tetris, să fac. Ăsta am înțeles că e fain, ăsta chiar am înțeles că e destul de făinuț. Trebuie să vă speria, whatever. Vedeți, sau aveți diverse categorii pe care le puteți pune în practică. Iar aici sunt jocurile voastre instalate. Puteți vă duceți, cred că pe colecția asta, nu știu dacă vă dă direct. E și ce drept destul de buguită, cum îi spune, destul de buguită treaba asta, așa că de-aia probabil o să vi se pară puțin greoi felul cum se mișcă, dar aici oricum puteți să vă alegeți și jocurile, să le instalați de direct. You know, you own this, select, cum se cheamă, select version și dați install și descarcă relativ destul de repede de pe Microsoft Store. Și cam asta ar fi tot, oameni buni. Cred că am acoperit tot ce era de acoperit. Dacă vi se pare că am omis un detaliu, dacă vi se pare că ceva este în regulă, dacă ceva nu funcționează, puteți să lăsați în comentarii, dar nu promit că o să am soluții pentru toate problemele. Sunt fel și fel de probleme ce pot să apară, gen uneori poate să zică că deși tu ai schimbat țara și toate alea s-ar putea să nu-ți meargă, așa că trebuie să mai schimbi de vreo câteva ori sau să încerci chiar cu un cont diferit de Xbox. Asta nu știu sigur ce soluții aplicasem, că am încercat mai multe chestii pentru treaba asta și de-aia zic nu am o soluție exactă pentru genul ăsta de probleme, dar poate sunt oameni în comentarii care pot să vă ajute. Și cam asta ar fi tot, oameni buni, pe acest video. Eu sper că v-am ajutat cu ceva. Dacă v-am ajutat, puteți da un micuț like acolo și ar fi super, super drăguț. Dacă există dubii pe undeva, din nou lăsați în comentarii. Și cam asta ar fi tot. Spor la joacă și ne auzim data viitoare. Hai, pa, pa!